Astăzi la Federația Română de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a 16-milor Cupei României, ediția 2015-2016. La extragerea din urne au participat cele 18 echipe calificate din turul 5 al Cupei și 14 cluburi din Liga 1. Astfel, cele 32 de formații au fost împărțite de organizatorii în 3 urne valorice și vor urma 16 meciuri. Astra Giurgiu va întâlni în deplasare Unirea Brânceni. Brânceni, echipă de Liga a 4-a, va întâlni pe Astra. Iată și celelalte partide stabilite în urma tragerii la sorți. Bacău, CSU Craiova, Unirea Târlugeni, Petrolul, U Cluj, Steaua, CS Balotești, CFR Cluj, Bucovina Pojorâta, ASEA Târgu Mureș, CS Miloveni, FC Botoșani, FC Baia Mare, FC Voluntari, Ripensia Timișoara, Viitorul, ACS Berceni, CS Mese Iași, CS Mărunicu Vâlcea, ACS Poli Timișoara, Dacia Unirea Brăila, Dinamo, ASEA Ardealul Târgu Mureș 2, Concordia Chiajna, UTA Bătrâna Doamnă, Pandurii Târgu Jiu, FC Brașov, Rapid CFR Suceava și Academica Clinceni, Viitorul 2. Pentru jocurile din optim, sferturi de finală și semifinale, echipele calificate vor fi repartizate în același urne valorice ca și în cadrul 16-milor. Tragerea la sorți urmând să se efectueze în mod similar. Jocurile din 16-mile, optimile și sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent.